Vești bune pentru angajații primăriei Câmpina. Începând cu 1 octombrie 2015, ei vor primi salarii mai mari cu 12%, așa cum prevede ordonanța de urgență numărul 41 emisă de guvern pe 30 septembrie. Totul este posibil datorită abrogării unui articol care elimină plafonul de cheltuieli maxime cu personalul. Noi avem sume suficiente în buget pentru această mărire de salariu, așa că dacă ordonanța 41 ne-a permis, anulând acel plafon restrictiv, vom mări salariile din administrația publică cu 12%. Vom mări obligatoriu salariile cu luna octombrie 2015 și dacă juriștii consideră că se poate legal, le vom mări chiar cu luna septembrie, luna în care a apărut această ordonanță 41. În administrația publică locală din Câmpina sunt 250 de angajați, dintre care 100 lucrează în primărie. Toți acești angajați vor avea o creștere de salariu, care este bine meritată și necesară, pentru că salariile dumnealor rămăseseră mult în urma salariilor celorlalte categorii, chiar de bugetari. Orice leu e binevenit. Este insuficient. Le-a dat la medici foarte bine, le-a dat la preoți foarte bine. Iar administrația locală, cei care de jos, care sunt 5.000 salarii, după 3 luni de zile ne-am luptat pentru acești 12% și spre dezamăgirea mea și cred că regretul meu, ăștia vei rămâne anul acesta ca majorari. Că în 2016 an electoral și nu se mai poate da majorări. Printre revendicările sindicaliștilor din administrația publică locală se numără definitivarea legii unice a salarizării și reacordarea voucherelor de vacanță. Dacă nu vor fi ascultați, ei sunt pregătiți să strângă semnături pentru declanșarea grevei generale pe termen limitat.